Я уйдел, я уйдел, я уйдел, я уйдел, я уйдел, я уйдел, я уйдел. Ой! Стой, полог! Бо че? What? Бо ту ма меніс cu pistolul. Da. Adică ce acum tu ma meniți înapoi? Mă duc să mă odihnesc. Poți să dăm era pleacă, uite ce. Ce pana mea comentizat ta, frate? Tu te culcă, te du-te pe străzi. Bine, m-am regăsit la un nou episod de Mario Cell. Astăzi trebuie să facem niște lucruri destul de importante. Trebuie să ne luăm o mașină, pentru că am ajuns destul de prăpădiți. Iară nu avem mașină și iară suntem prăpădiți, nu avem bani, nu avem casă, pentru că ne-a fost ciuruită data trecută de Verginica. Dacă mai țineți voi minte războiul nostru, care încă nu s-a terminat, dar totuși cred că nu o să mai auzim o perioadă destul de lungă de Verginica. Cel puțin asta sper, având în vedere că i-am distrus toată mafia. Dar nu despre asta este episodul ăsta. Astăzi vreau să ne ducem să luăm o mașină și, după cum ați văzut și în titlu, o să vreau să vedem care e treaba cu iubita lui Petre. O să vreau să vedem, o să avem mai multe surprize pe parcursul acestui episod. Și pe lângă asta o să avem și personaje vechi care n-au mai apărut de ceva timp în seria Mario Cell. Așa că înainte să începem, nu uitați dați pe acolo pe butonul de like și să vă abonați dacă sunteți noi pe canal, exact ca pe animația asta. Văd că domnul Frederico deja ne așteaptă, nu știu ce ne va face acolo. Mângâie mașina, o să mor de înțeleg ce face acolo. O caută, nu știu ce face acolo. În fine, ideea e că noi am venit până în oraș aici, până în Blaine, să căutăm o casă, că de asta ne aflăm aici. Probabil vă întrebați de ce ne aflăm aici, că nu suntem în orașul nostru, nu suntem nici lângă casa aia lui Lucy. Practic noi ne căutăm o cazare și ne-am cazat aici. Și pe lângă asta vreau să-mi spuneți o părere în comentarii legat de outfit-ul ăsta. Am zis să mai încercăm și noi ceva mai diferit, mai fresh, așa mai de vară. Vreau să spuneți ce părere aveți. Mie unul chiar îmi place. Chiar mi se pare așa mai lejer, mai... N-am purtat cred că niciodată mai eu. Mai este clar, cred că niciodată n-am purtat mai eu. Sincer vă zic. Pe serie nu cred că niciodată n-am văzut cum mai eu. Mamă, ce mașină, vezi că arată mișto mașina asta. Vreau să-mi iau și o mașină astăzi. Hai să vedem ce mașină stabilim. Neața, frate, ce faci? Neața. Bine, uite, reglam spoilerul ăsta de pe spate, că... Să clatină? Da. Adevărat? Adevărat. Mă... Păi dai și tu cu un lipici, o picătură, o de-aia, dar nu se mai mișcă deloc. Da. Tu ce faci? Bă, uite, mă gândeam la scopul ăsta pentru care am venit noi aici, pentru casă, că n-am prea am găsit nimic pe aici. Ai vreo idee unde să găsim și noi o casă sau să... Mai sunt case pe aici, gen... Mai vrei să mai dăm o tură acum rapid? Da. Nu știu, mă, știi care e problema mai mare? Că eu... Nu știu de tine, că și pe tine te văd așa. Deși eu nu știu cum ai făcut tu rost de bani pentru mașina asta. Am eu un prieten. Ai un prieten? Da. Prieten al meu. Cred că te rezolvă și pe tine. Bă, nu știu ce să zic. Aș putea să-i cer la prietenul ăla? Păi și prietenul ăla... ce vrei să faci cu banii? O casă ar trebui să luăm din banii aia și după și eventual o mașină, că nu am nicio mașină. Ce sunt case pe aici, dar sunt cam vai de cap. Baby, i-a cumpărat un Tico. Am ajuns să fim destul de nașpa, adică gândește-te că casa noastră a fost destul de nașpa. Bă, adevărat, ar trebui să o, să o reparăm, cred că, casa aia. Ce casă? Aia a făcut, da, aia găurită un pic de gloanțele de la Verginica. Că înțeleg că acum ea știa locația, nu știu ce, dar eu nu cred că o să mai auzim de ea. Tu crezi că o să mai auzim? Eu nu prea cred că o să mai auzim, nu, așa. Nu cred că o să mai auzim. Bă, nu știu, sunt niște case pe aici, dar nu sunt așa, wow. Ia, asta, nu. Dar oricum, ideea e că, față de ce aveam noi până acum, astea sunt, zici că, sunt lăsate în paragină. Sunt gen, ei s-au dus la oraș și noi ne-am dus acum la țară, știi? Ceva în genul ăsta. Mai sunt mai în față. Deci zici că aș putea face rost de niște bani, că eu nu am bani, că nu mă uit de casă, dar eu... Bă, faza că... Am eu un prieten care tot așa m-a ajutat pe mine, dar... Încă mai am să-i dau niște bani. Și... E cămătar, să zic așa, știi? Aha. Și nu stă departe de aici, faza e că... Tu ai zis că vrei să... Ce vrei să faci cu banii? Să-ți iei mașină? Da, o mașină și casă. Ce, nu acoperă? Bă, nu poate să te împrumute care are destul de mulți bani, dar... Vrei să mergem la el? Da. Hai că-mi toc aici. Bă, ninja? Nu. Sau ce, bă... Pare așa un... Bă, e o vreme foarte ciudată. Oricum, e frig rău, parcă un pic așa afară. Eu, acum, da, fiind în mai eu...
Am zis să încerc și eu că vară, dar parcă s-a făcut. Dar tu te-ai făcut mai gangster așa. Nu mi se pare mie. Mă, ești... stau mai bine așa. Stai mai bine așa. Da. Mă, merge bine audio ăsta, dar da. Păcat că e doar la aspect. Data trecută, guys, vă întrebasem ce mașină să ne luăm. Și nu prea am înțeles nimica din comentariile alea, sincer vă spun. Cum v-am spus eu să votați cu like-urile, nu ați făcut-o. Așa că probabil o să ne ducem acolo și o să vedem acum, pe live-ul acesta, exact ce mașină o să o luăm. Pentru că nu m-am putut decide din comentarii, pentru că niciun comentariu nu a fost clar câștigător sub nicio formă. Dar vezi da. Că trebuie să mergem fără mașina. Fără mașina asta? Păi da, să ne vadă așa mai săraci. Păi da, tu pentru ce te-am promutat ieri? Pentru mașina asta, nu știe că ai luat-o din banii lui? Nu, pentru ce ai cerut? Eu am zis că am nevoie de un loc în care să stau. Deci trebuie să părem săraci? Da. Prăpădit, păi lasă mașina pe aici undeva, unde e să afle el? E aici, pe dreapta. Aici? E băgat între munți. Băgat între munți? Da. Mă, dar sigur nu mă bag în ceva nașpa. Bă, eu zic că nu. Fii atent, vin încă. Zice că nu. Ce ai făcut, vere? Ai dat într-o groapă? Cu metre, ce ai dat? Mi s-a spart cauciucul. Da, am simțit și eu. Ia dă-te, dă-te, stop. Cați-aș gura ta. What the fuck? Ce ai făcut cu metre? Cum ai reușit? În ce n-ai bai dat? Nu înțeleg. What? Ce naiba? Mamă, ca să știi să pun rata de rezervă, n-am ce să fac. Pune-o. Da, o punem acum? Nu, și va... Nu. După, hai să luăm... Unde naiba trebuie să luăm? E departe? Știi că ai faza că... Da, e ceva de mers, cred că o pun acum. Mă pui acum? Da, stai cu am pe bancheta în spate. Bine. Dar lasă-te bani la creație, mă duc până la toaletă. M-am uitat de case, n-am găsit nimica. Și acum o să încerc asta să... Asta chiar nu te-am întrebat. Păi da, eu, tocmai asta că ți-am zis că de asta n-am... Bă, asta mai era mișto. De ce mi-închide telefonul? Acum am învățat să folosească telefonul? Alo? Tu acum ai învățat să folosești telefonul? Nu știu, se închide singur. Doamne. De, ăsta micu ce face? Păi sunt cu el, la Miruna. La Miruna? Da. Ah, pe mine de ce nu mai anunța că vă duceți în vizită? Păi dacă nu știu ce faci. Păi zisesem că m-a dus să mă uit de acasă. Când? Ieri. Te-am dat eroare? La procesor? Nu. S-a blocat Pentium? Nu. Nu? Bine. Hai că poate vin și eu după ce rezolv treburile pe la Miruna să vă gătă. Totul e în regulă? Da. Bine, hai, ceau. Auzi, mă, la Miruna. What? Cum e cu metre? Merge? Da, da, stai un pic să mai strâng asta aici și... Doamne, ia pană, ești nebun. Bă, noroc că... Cred că e de la 7. Nu cred. Gata. Cred că e de la pe ei mâine. Să mă gă. Iau că încoa. Ok, ok. Sper. Ah, problema e... Tipul ăsta cu cât... Cred că am vorbat de mașină, că vreau să iau de aia de tractor. Și credeai că mi-a merge la mașina asta? E bine că ai roată de rezervă, că să știi că multe mașini ziua de azi nici nu vin cu roată de rezervă. Da, dacă nu am o bicicletă în portbagaj. Ba, ne descurcam noi cu o bicicletă, nu? Te țineam eu în poală și gata. Ori puneam roata de la bicicletă, ori mergeam cu bicicleta. Na. Trebuie după asta să merg neapărat să fac rost de o mașină. Că trebuie să am și o mașină.
Mamă, aici am trimis. Da, da. Da. Păi și unde pui mă mașina să nu vadă? M-a scos aici. Aici cu pe jos, nu? Aha. Uh-huh. Bine, John. Dar eu par un pic așa... Da, hai. Dă sticou jos de pe tine. Stai că-mi dau și eu lanțul și le las mașină. Bine. Opa! Toria popa! Hăi, Johnule! Sunt și eu bine? Te dau și eu ticou jos? Nu mă, nu, că tu pare ok așa. Tu pare ok, da, ești ok. Să-mi dau și ceasul, mi-l bag în buzunar. Și băt seara. Are bine? Da, hai că merge. Hai. Bă, trebuie să facem și noi un rost de ceva. Trebuie să ne apucăm de treburi. Ai propuneri cu ceva? Dar ceva în care să ne ajungem la închisoare de preferat. Ei, atunci nu facem bani. A, mă, nu putem să ne ajungem noi la închisoare, că m-am săturat, eu... Am trecut când eram mic pe acolo prea des. Bă, cred că... Știu niște afaceri pe o insulă. Pe o insulă? Mm. Afaceri pe o insulă? Da. Păi și ce ar trebui să facem pe acolo? E, plante... Mai multe chestii. Ia uite, și-a făcut și plantații aici. Bă, asta e... Astea nu sunt legale. Gardă, bă, bă. Astea nu sunt legale. Gardă. Nu sar gardă, dar astea nu sunt legale. Ca oamenii frumos. Păi dacă mă supăr, la portez. Bă, dar tu ce cauți cu Adidas și ea în picioare? A, și să ne desculți? Păi eu, tu nu te-ai uiți la mine că ți-am zis că sunt ultimul cu calar, zici. Bine, hai. Merg desculți? Nu, lasă-i. Hai. Hai, lasă-i. Mamă. Sunt ultimul prăpădit, frate. O să vorbesc eu, îi zic că te-am luat de la un palet, ok? Da, la... bro, da. Man. Și-a făcut casa aici, frumos, plantație. Mă, elegant cât de cât. Omul știe ce faci. Mamă, ce stă asta așa? Zici că bă, tu ai vorbit cu el? Da, i-am zis că o să vin să-mi aduc o parte din bani. A, și ai adus-o? Nu. No. A, mă. I-ai adus-o în care să ia banii. Oho! Salut! Ce faci, fratele meu? Salut, salut, te pup. Cine e băiatul ăsta tău? Păi, am venit și eu cu el. Am luat acum în paletă, era la mulți vaci și avea... Mamă, de ce are fermă tău aia? Ce are pistonul în mână? E vai de capul lui, nu vezi? Zici că s-a bătut purșii. Vezi că tu ești dator cu niște bani. Da, da, nu-i problemă, să mai adun. Să nu uităm de asta. Știu, da, știu. Plecat. Așa, spune frățiorul. Cu ce ți-aduc țiile viitoare, o să-ți aduc niște bani, restul de bani. Bun. Și are și el nevoie de bani, dacă o să-l ajungi. Aș avea nevoie... Cum motivele sunt genul ca să fac rost de o casă pentru ai mei și după aceea o să mă pun că am deja niște surse de venit, dar problema e că nu pot să fac rost acum ai mei de bani și eu în momentul de față nu am o casă stabilă, știi, pentru... Să moare familia mea că acum te stă frăciorul. Zic o sumă. O să zic o sumă? O sumă, da. Chat? Ce sumă să zicem? 300 de milioane, e bun! 300 de milioane? Da. Pentru mine e... Miara lui Dumnezeu. Dar ce trebuie să fac pentru ăștia 300 de milioane? Trebuie să-i aduc? Să fii cu dobândă. Trebuie să-i aduci să muncești pentru mine. Aur, păi dar ce înseamnă asta? Uite acolo, în grădină, am acolo niște iarbă. Și trebuie să o culegi pe acolo, să ai grijă de ea în hambara alea. În timpul liber, bineînțeles. Și am auzit că ai o fermă, nu? Ca așa o zis, Fred. Da, are... Nu are o fermă, de fapt, este... A angajat la o fermă mulți oi, vaci de-astea. Bun. În fiecare duminică lapte. Să-ți aduc lapte în fiecare duminică? Da, că dacă vă prind ăștia păstrezi, mă arestează ăștia drept. Mă... Dar să nu faci scheme cu mine. Eu da? Nu fac scheme. Ce, ne băgăm pe asta? Cam mai dat de ce bani? De bani.
Bă, eu o să mă pun... Toată viața mea. Eu o să mă pun pe treabă și o să-ți aduc banii. Viața mea, dacă vei aduci deget cu deget până la poarte. Adică deget cu deget? Îți mai tai un deget, treci o lură, mai stai de un problem, deget. Nu-i problem, i-aduce. Până la se moarte. Pune pe treabă. Perfect. Trebuie să găsească și el o casă unde să stea. Da. Ai să ne dai acum? Normal. Mă duc până acolo, în ambar. Cred că am acolo o valiză. Mă duc să verific. Bine, începem. Nu știu ce să zic. Merge, mă. Merge? Bă, mie să nu mă bag în chestii, nașpa. Nu e, mă, nu e. Dar face rost de bani, da? Uite viața mea aici, 200 de milioane și un cec, 200. Uite aici, valiza. Uite aici viața mea. Azi mi-aduci, da? Lasă jos, da. Mi-aduci. Deci fii atent, ai numărul meu, dacă se întâmplă ceva mă sun pe mine și vorbesc eu cu el, da? Da, frățiorul, da. Cam cât azi avem terminat și să-i aducem? E puțin tras. 3 luni. Dacă expiră, te-ai dus. Okay. Tu și el, ați înțeles? Da. Auzi, poți să mă duci și eu în spate să iau o mostră de... Normal. Să nu spui că mă caută poliția peste tot, da? Da, nu e nicio problemă, da. Hai că mă să tai de acolo mostră. Te pup. Auzi, ăsta. Poate nu-i cum te cheamă. Pe mine? Da. Marius să-l mă cheamă. În grad de cunoștință. Parfum. Parfum? Parfum, da. Parfum. Cât de cunoștință. Eu sper să fie ok, eu nu doresc să am probleme. Ți-am zis pentru ce. Nu sunt cauze să bag la păcănele banii sau mai știu ce. Mă duc să îi folosesc pentru o casă, pentru o mașină, pentru... Că pentru familia mea, înțelegi? Te înțeleg. Și eu să mă pun pe treabă și sper să fac rost de bani. Perfect. Dacă te prind, că mi-ai bani la păcănele, că îi spargi așa că tu ești becherul. Băi, dacă aud, bă, te tai, înțeles? Bă, eu zic, eu nu fac de-astea. Gata, e că mi l-am și rulat. Am credere asta. În voi și în fratele meu, Frederico, da? Să n-am vorbe că spargi, că regiți, că nu știu ce. Am copil, am nevastă. Mă înțeleg. Nu cred că trebuie să zic asta. Am uitat pe chat că zic copii ca copii, vreau să nu cred că trebuie să menționez asta. Mersi mult. Zi bună. Aveți grijă de voi. 3 luni, da? Da. Bă, facem rost de bani în 3 luni? Bă, dacă nu facem rost de bani, și dacă nu facem rost de bani în 3 luni, ăsta a zis că ne omoară, ne taie mâinile. Stai un instic că facem rost. Bă, nu știu ce e în stare asta, că pare un om care vai de capul lui, dar eu nu știu ce oameni cunoaște, știi? Mm-hmm. Dar e grem. Păi, hai și niște bani acolo. Și ce mașină vrei să ții? Bă, sincer, nu știu, mă duc să văd acolo. Mă gândeam la... văzusem un BMW ieri. Interesant, dar nu știu. Vezi că mi-a zis Pete că are în seara asta întâlnire. Da? Da. Că este la date cu... Păi nebuna de care ai zis tu? Da, mamă, dar să... mi-a zis că... e nebunie rău de tot, că îi place mult de ea. Îi place mult de tot? Că arată și... bine, că are formă de toate. Mă, dar ți-a zis dacă mai avut el relații înainte? Câți ani are tipa? Nu mi-a mai zis. Nu știu, am zis că e mai mare decât el. Ce mi-a zis. Și că are destul de mulți bani. Are bani? Și uite ce se... Băi, dar de ce vedem mă la Petre oare? În fine. Nu știu. În fine, nu mă bag, dar... dacă știi undeva unde se duce la întâlnire sau ceva? Mi-a zis că se duce la un restaurant. Și nu știi care? I-am dat eu recomandare. Păi atunci știi. Poate dă mătura. Am zis că are și mașină tipul aia. Poate dă mătura. Nu știu ce ziceți, mergem peste el să vedem care-i treaba cu tipul aia? Să bagi asta pe banchetat în spate, că nu mai vreau să deschid bagajul, poate încade iarăși ăla. Băi,
Asta tu ești căutat de poliție, lasă-mă pe mine. Am mai ești căutat oare sau nu? Nu știu. Nu, Feri, nu știi că bate cu ceva timp. Sper că nu mai ești pe lista aia. Dacă sper ești... Sper că nu-i nimeni la vamă. Și asta. Hai că ai noroc. Bă, ce ghinion am avut în ziua aia. Bă, tu știi când m-au verificat? Cred că era... A, era, da, era prima zi când au băgat asta. Da, basic românesc. Îi fac era ceva... o... Cumva era o doamnă? Da. Era și o doamnă. Aci că aia e doamna chestoriță. Era și doamnă, era și domn, era o grămadă. Era prima zi așa de impresie, știi? Cred că... Tocmai ce fuseseră și la știri, știi? Da. Ține-mi pumnii să aleg ceva bun. Ține-mi pumnii. Mamă, vezi că aici sunt probleme grave. Da? Așa. What do you mean? E multă lume, da. Păi ai și tu grijă aici, te găsesc aici, da? Bă, da. Bine, hai, stai aici la mașină. Acum e momentul! Mașina pe care o să o conducă Marius Cel pe acest server o să fie... Let's see. Deci, avem BMW. Ce BMW ne plăcea nouă de aici? M5? Uite ăsta. Ăsta era, mă. Îl mai țineți minte? Ia să vedem ăsta. Bă, arată mișto. Hai să-l vedem, gata. Interior ok. Aspect exterior ok. Uai, leu, ușor. Are mai multe locuri, ia să nu. Cum schimba locul? Așa. Are și loc spate. Sper. Pe unde văd și locurile? Drive. Ia, uite, pot să mă mut, da, are și loc în spate. Ok. Are și loc în spate. E ok. Lambo Urus. Nu asta. Bă, îmi place asta așa cum e, îl țineți minte. Că noi trebuie să rămânem și cu bani pentru casă, țineți minte chestia asta. Cumva ar trebui să rămânem cu niște bani și pentru casă. Ok? E perfectă? Ok, asta îmi place, ok? Deci îmi place. Hai să vedem dacă mai avem alte variante. Ați zis voi, Urus nu, era prea barcă. Rezultatele se pare că... Exact cum am estimat și eu, fii antenă. Exact cum am estimat și eu. Pe locul 2 o să estimez Mercedes-ul, poate? Audi-ul? Deci, conform plăcerilor voastre, se pare că BMW-ul a câștigat după Mercedes-ul și Audi. Deci, practic, câștigătorul și mașina pe care Marius el o să o conducă o să fie... O să fie... Unde este? BMW M5 F90. Îi dau bai direct. Să fie cu noroc. Bam! Ai plătit. M-am uscat. Avem mașină nouă. Hai Dumnezeu cu mila. Avem mașină. Nu stăm acum să o modificăm că nu cred că are rost. Nu știu minte să prea fi avut Marcel BMW. Dar zic că arată bine. Mamă, dar pe bune, mi se pare straniu la roți. Dar să vă arăt. Hai să vedem părerea lui Frederico la mașină. Hai la tunat. O să mergi și la tunat, guys. O să facem mai mișto. Ia zi, Johnule! Are linie? Spatea, da, e un hârb. Ce? În loc să ții Audi verde la BMW. Ai piste aici. Vere, dar... A, că tu ai Audi gen și tu ești bine, da. Tu, băi... Eu mi-am luat-o că e... Bă, tigaia asta e 100 de milioane. A mea? Da, asta e 65. Uite-te la fiecare. Este mai... Da, normal, Audi... Te știu, i-a luat mașina 65 de mine, un pișat. Da. Nici n-are linie în față. Ce? N-are, mă, linie, nici de mult, are mai multe forme decât are mașina asta, uite, știu ce. Ce capot, asta uite la capot, ai uite mișto. Ia uite. Bă, te cași pe ea de capot. Da. Ia uite. Fii atent, știi care
E na... ce e nasol la tine? Ia zi, ia zi. Ce problemă o să ai când o să plouă, da. O să ți se stângă apa acolo. Da. Corect. Capotă. Hai să facem o liniuță să vedem care e... Închide gura fiecare, hai să vedem. De ce să facem liniuță? Da, de ce să facem liniuță? Pia mea e vai de cap. Aha, cum ai vai de cap? A, mă, păi facem... Vrei să mă duc să-mi iau și o altă mașină sau cum, că nu înțeleg. Nu, facem o liniuță, că e mișto audio. Și-o Mercedes. Aha, cum ai să-i Mercedes? Păi hai să ce mi-am luat Audi, a? Hai, vine-o încoace. Frumosule. Deci fii antenă. Mă auzi? Cu metre, fii antenă, îi dăm de aici până în capăt, dar pe dedesubt, gen, înțelegi? Și ne rugăm să nu intre nimeni în noi. Hai, 3, stai. 2, 1 și... Hai că n-am plecat la și, da. Wow. Aaaa, este... Anulează, anulează, băi! Și am dat și avans. Mamă, Dumnezeu să-l ierte pe ăla. S-a adus, bă, și Audi. Trebuie să-i schimbăm culoarea, să facem. Bă, mie îmi place mașina. Arată mișto pe interior. Bă, degeaba ai mă viteză, dacă nu se ține bine pe autostradă. Cum să... Ai mă pe autostradă, hai, hai, hai să te văd, hai să te văd. Degeaba mă viteză dacă nu se ține bine pe autostradă, auzi. Bă, ești nebun. Ia zi, mă. Ia să văd, mă. Ia uite, uite, te-l împinge cineva. Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l. Hai! Stai pe loc. Bă, ce? What? Cum? Hai bă, stop, 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 de aici facem linie, hai. A, gata. Linie, păi... Bine, hai. Hai, numără tu. 3, 2, 1 și... Mamă, i-am dat fug grav, gen. Să mor. A dus, bro. 100 de milioane. Aia lui e tunată. Da, probabil că e și tunată și de asta m-am recuperat și atunci, dar acum ce naiba, că n-am mai avut nicio respirație, ești nebun. Ce, mă, că s-a dus, ești nebun. Hai să ne întoarcem în oraș acum. Hai, Johnule, în oraș. Ce zici, mă, are cuplu de betonieră? Bă, are, mă, dar eu ți-am zis că dacă nu e stabilă, n-ai ce să faci cu ea. Cum, mă, să nu fie stabilă, ești nebun? Aia, e aerodinamică pe aici, pe la roți, ia uite, mâncați. E lipită de șosea, tramvai. Haide, mă. O să-mi văd și eu Audi-ul. O să-mi văd și eu Audi-ul și o să-mi iau altă mașină. Bine, mă, hai să... Care-i treaba, mă, cu Dezul ăla? Mergem sau nu? Bă... Din păcate, în această seară, m-a sunat, de fapt, cât ai fost la așa, m-a sunat Petre și mi-a zis că anulează, că aia de la restaurant, li s-a sticat asta, luminile și astea, cred că le-au picat curentul, le-a picat un stâlp. Știi? Ai idee unde stă gagica asta? Bă... Nu știu, dacă mă gândeam să văd dacă trebuie. Să vedem dacă chiar e bună pentru el, dacă face chestii necurate. Dacă se ocupă cu chestii nașpa și îl influențează nașpa. Bă, dacă vrei îl suni și întreb. Și nu o să-i se pară suspect, întreabă și tu unde s-a dus sau ceva, mai așa, mai așa. Și vedem, poate urmărim și poate se întâmplă ceva mai așa. Nu știu, dacă vrei mergem la ea acasă. Să mergem noi la ea acasă? Mm-hmm. Păi și ce să vedem noi la ea acasă? Nu știu, să ne uităm, poate o vedem. Ha?
pare un pic straniu. Ador, pic hai. Altceva. Hai, ne băgăm, nu-i problemă. Nu știu, stai un pic, hai că sunt. Hai. E exact ce trebuie. Ciudat. Ne băgăm. Ne băgăm în chat. Stăcări. Bă, dar oare câți ani are tipa? Dacă e mai mare decât Petre. Alo. Tu ce zici, bă? Da, mă, da. Yeah. A, e, mă, se mai întâmplă. Lasă că te duci pe altă dată. Nu-i problemă. Ai vrei să te mai ajungi cu ceva sau așa? A, am înțeles. Ai lăsat-o acasă? Mă, te-o prindem cu altul, adevărat. Mm-hmm. Și unde e? Unde ai lăsat? Prin mesaj. A, la ea acasă? A, da, 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 am înțeles, am înțeles. Cum ați faci? Ăsta în... Bine, bine. Deci te duci cu ea mâine, nu? Să înțeleg. Nu știu. Bine, rău de tot. Te duci, da, mă, mâine? Da, știu că arată bine, gata, că m-ai nebunit să mor eu. Bine. Bine, hai că ne auzim. Te pup. Vorbi cu el. Și? Care ești tu? Care ești tu? Pe lângă că mi-a zis de 100 de ori că arată bine, că așa că-i... Cât de bine să arate, mă? Ia să... Mi-a zis că a lăsat-o acasă. Bine. Da, a lăsat-o acasă. Că el a lăsat-o? Păi, mă, el conduce ceva sau cum o lasă el acasă? Nu știu, el așa mi-a zis. Știi unde stă? Ți-a zis ceva? Da, pe plajă, cică. Pe lângă plajă. Ne băgăm să... Dăm, ne băgăm la o combinație? Dăm o tură să vedem și noi care ești tu? Vrei să mergi cu mașina ta și să bag asta într-un garaj? Da, mergem cu mașina mea. Bine, hai la un garaj. Ia stai să văd pe... Trebuie să apreși unii. Gata, ce? Hai că e un garaj pe aeroport. Hai să vedem care e treaba cu iubitalul ăsta. Să vedem. Da, bă, e ok mașina, la prețul ei, it's a best buy. Pe bune. Da, mă, e bine. Dacă vă jucați pe server, chiar e ok mașina asta dacă vreți să o aveți. Pe bune. Opa. Sună și Marusela, am nevoie de ajutorul tău. Cine e la telefon? Lucy sunt. Sunt extrem, dar extrem de supărată. Ce-i pățit? Nu pot să-ți explic acum la telefon. Te zici că ai rămas fără locația, ok? Ce-i pățit? Unde? Dăm locația dacă vreți, sau spunem undeva. Îți dau acum. Ok. Ce până mai fost pe asta? Ci că Lucy sunt disperată. Chat? Lucy scr? O, vai, Lucy scr. Ucă, man. Ce s-a întâmplat? M-a sunat Lucy. Să-mi zică că are probleme, urgent. Mamă, cum se simte asta? Cred că rămânem cu caroseria pe autostradă. Ce? Știi, plasticul ăsta de aici, uite cum bună, s-aude. Bună, sunt Lucy, e timp să ne vedem azi. Uite că mi-a dat mesaj, dar acum l-am văzut. GPS location. A, stai puțin, mi-a estimat atât dacă am timp să mă văd, dar și acum mai este că e urgență. Stai, mă, nu înțeleg. Cine, mă? Lucy. Aaa. Aia, Lucy scr. Poate. Lucy scr. Nu știu, poate are... Poate te place. Dar eu sunt căsătorit. Ei, lasă-mă, mai merge, știi cum e. Mai merge? Păi știi, mergem să încercăm să... Ia lasă-mă pe mine să merg. Alex, cred că e urgență. Merg mai întâi la ea, că i-a zis că e urgență. Nu mă lasă. După. Zic că și tu ai urgență momentan.
Fii atent, mi-ai zis Pete că are un Porsche alb. Auzi? Da. Porsche. Și atât. A, care ea, tipa, un Porsche alb, a, ok. Da. Păi și unde stă? Nu știu. Adică stă pe undeva pe aici, pe plajă? Da. Porsche alb. Uite un Porsche. E cumva aia, ia stai un pic. Dacă fii atent, dacă ne punem pe pod. Pe pod? Ai cameră, ce telefon ai? Poate să faci o amantă. Ce telefon am? Ai zoom pe telefon, nu? Da, dar nu, cine știe ce. Bine, păi eu lăsăm mașina aici. Pe care? Pe handicapați. Stai. Două secunde. Păi nu ne cunoaște, așa că n-are de ce să ne facem probleme. Bă, ce casă aici, nebun. Deci asta e tipa? Bă, dar vezi că stă, e la balcon. Aia e? Nu te trebuie. Dai, vine de noi, te aici în dreapta. Te aici în dreapta. Așa. Da, mă, și cum ziceam, trebuie să mergem să o lunezi, da. Uite pe acolo. Da. Da, trebuie să mă duc neapărat să schimb și culoarea, știi? Uite. Da. Hai, vine cu aici. Gura. Bă, dar arată bine. Bă, ce casă are? Ce e asta? Da, sunt pereți așa transparenți încât nu se văd. Nu pot să cred. Arată... Ba, da. What? What the fuck? Lol. Da. Păi și asta e gaci casă? N-am văzut că e ok, tipa, adică doar stă la... N-avem ce să... Zicem. Petre, acum e acasă? Unde ne era? Să mergem noi pe la... Dar trebuie să mergem la Miruna. Că știu că e acolo și Pet, ăla micu și Bibi. Ce? Da, sunt acasă, de ce? Bine, ne vedem mâine la restaurant, dacă vrei tu. E, te pup. Pa, pa. Dar n-avem ce să vedem. Bă, ce? Am vorbit cu Pete. Hai să dăm lijer de aici, să plecăm. Ai auzit că am vorbit cu Pete? Am auzit, dar hai să plecăm de aici, că deja te... Oh, Doamne, dar ce ploaie urmează, cred că... Vai de capul meu. Cred că urmează o ploaie de-aia sănătoasă. Nu e Daria aia pe care o știți voi, chat. Nu e Daria aia pe care o știți voi, că ați văzut acolo în stânga Daria, dar nu e Daria aia pe care o știți voi. Bă, arată bine rău. Bă, da. Dar... Și are și bani. Dar e ceva putre la mijloc. Adică... Să...
Așa. Hai. Lucy, aoleu! Hai la Lucy, repede! A, da. Mașina? A. Sper. Cum vi se pare că ai că arată tipul asta? Care e împreună Petre? Da, da, aici. Eu cred că e ceva putre la ea, că parcă e prea ciudat să fie o tipă de genul așa cu Petre. E mai mare, are mai mulți bani. Ce vede la Petre, mă? Nu înțeleg. E... Trebuie să stea un pic de gândit. Bă, nu știu, da, e posibil să fie ceva la mijloc. Mie să nu facă ceva rău lui Petre. Să de fapt să fie ceva rău, nu știu. Unde ți-a dat locația? Aici, undeva la stânga. Aici. Dar vezi că e bine rău pe corp și pe... Bă, da! Adică îmi zicea Petre... Dă m-a nebunit așa, înțeleg de ce. E bombă. Vezi că... Mira te... Te veghează. Ce mă, eu zic pentru Petri, ești nebun la cap. Ia zi, prea mică pentru tine. Nici nu știi câți ani are, de fapt, da. Petri, normal. În fine. E ăsta e mai ceva ca tine. Te depășește clar. Mă depășește, Petre? Da, da, clar. Mai vedem noi. Hai să văd ce naiba vrea Lucy. Oh. Haide-i. Bă, cât bani are asta GTR? What? Cât te dorea cu GTR? Stai în mașină. Nu stau în mașină. Bine. Hai. Ce-ai pățit? Bună, Marcel. Erai foarte panicat la telefon, ce-ai pățit? Ce-ai pățit? Ce-ai pățit? Nu mai am să vă las singuri? Ar fi ok, da. A, bine. Nu vreau să mă piși. Am zis. Bă, de când ai tu Nissan CTR? Tu știi cât e o mândă asta? Da, bineînțeles că știu. Păi și... Am bandă, mă enervează, dar mă dau afară de casa, că ce zic. Only sense-ul. Muncesc. Nu... Ai înțeles ideea, da? Ok, muncești, da, muncă cinstită, da. N-am ce treabă, da. Da, exact. Fii atent. Te-am sunat. Că... Aveam, deci... 1000 de nervi. Bine, eram panicată mai mult, nu nervi. Casa mea a fost arsă. Am înțeles. Casa ta? Și... da. Ok. Și din păcate nu prea am unde să stau și... Stai mă puțin! Casa prietenă. Aia de lemn? Da. Oh my god. Și era clar că o să ardă toată, pentru că n-am avut ce să salvez așa prea tare decât banii și laptopul pe care făceam banii cinstiți. Mașina asta și încă câteva mașini care sunt la prietena mea, care stă aici. Și unde e urgența? Momentan stau câteva zile. Dar avea nevoie de mine. Nu era chiar urgenț, că nu am unde stau. Știi care-i treaba? Nici eu nu am unde, că... Am înțeles. Adică eu tocmai am făcut un mic așa șustă de am făcut de niște bani. Și sunt interesat să iau o casă. Și tot caut o casă. Ok. Ok. Tu stai aici la un prieten sau care-i treaba? Poftim? Stai aici la un prieten sau care-i treaba cu... Prietena, e o prietenă de-a mea. Oh, care am cunoscut acum câteva zile. What? Ai cunoscut acum câteva zile și deja stai la ea aici, pe Tamai Mansion-ul? Da, pentru că... E singura prietenă. Ce faci? Aulia e. Oh. Băi, nu... Marisel? Vă cunoașteți? Da, e da. Mie. What the fuck? E
Mira. Federico. Stai mă, ce tu ai... Pica, ce cauți aici? Păi, e prietena mea, gen, m-am cunoscut cu ea. Vezi că ea zice ceva... Este interesant despre tine. Despre mine? Nu, am înțeles. Vezi că ea zice ceva interesant. Asta e proprietatea ta? Mhm. Ce? Băi, da. Frederico! Da. Ce-ai, mă, nebună, ce-ai? Prea dulce, prea... Da, auzi, da, am și o întrebare. Tu de unde ai bani de Nissan? Muncesc. Da? Ce faci, OnlyFans? Foarte cinstit, da. Foarte cinstit. Doamne. Da, exact, am 4 mașini. Fură? Nu fură. Nu fură. De fură, nu fură. Nu fură. Mai am un Passat. Știi vorba aia, fură inimile la băieții de pe OnlyFans. Exact. Le dăm mesaje cu... Ai șanse cu mine, băi. Și cât costă abonamentul? Depinde. O lună, până an, pe 5 ani. Nu, am întrebat dacă... Ce ai zis? Da, vorbim un particular dacă vrei. Nu, stai liniștită. Oi. Băi, Mira, băi, ai nu. Ce ai zis? Cred că vă dau cap în cap. Și faci și colaborări? Nu, glumesc. Da, nu așa cu... Mă, tu... Au! Wow, asta s-a auzit bine, ești nebun. Asta a fost bună, s-a auzit bine, n-am ce zice. Eu nu înțeleg cât de simțit. Fine, și ce se întâmplă aici? M-a chemat Lucy Scr să stea la noi. Scr. Care la noi n-are unde, cu care noi n-avem casă. Deci nu știu. Da. Vreți să vedeți cum face mașinuța mea? Că tot am văzut că sunteți interesați de ea. Acum rage așa, face miau miau. Ia, cum rage pisicuță. Oh, ce tare. Foarte. Băi, nu. Dar o vezi, cred că de pe altă... Cred că o vezi de pe altă planetă la ce culoare are, sincer. Are bani de mașina asta, dar o bușă și de... 5.000 de ori pe zi. Păi, bam, bam, s-o și repar. Știi cum? Te-a închis, are și bani, s-o și repar. Păi, da, că aia ți-a bani, nu știu, de ce ai plăcut la mine ca să... Nu știu, că erai singurul care... Bine, singurul. E, da, erai singurul care... Care îl puteam apela. Mă, ce, cred că... Da, tu ce ești împotrivă cu asta? Nu, nimica. Da. Cine e ăsta? Nu știu, vrea ceva. Ce-s prietenii mei? Haide. Ce faci, mă? Bine, mă cu ceva. Ce faci, frate mie? Păi ce te-ai invitat, mă? Eu vă duci pe ăsta. Uite, sorbe. Ce probleme? Nu. Da. Bă, dar ce-i zi? Adunare... Ce-i orfelinat? Ce te deranjează că am venit sau ce? Că nu mă prind. Nu, dar din... Pe cum ai? De ce aici? A cui casa? Căutăm aici. A, asta e ea mea. Da. Ea mea, nesimțitule, că eu am cumpărat-o, nu tu. Da, ei. Dar tu de ce, bă? De unde pana mea ți-a bani? Și tu... Eu? Areți un sfârșit și intră banul? Cine se ducea în străinătate să muncească cât timp ăsta se distra pe aici? Ei. Ce zici, mă? Cine se ducea? Să nu vorbim de banii mei. Că la câți bani are eu? Na. Și ăsta e casa ta? A mea? Mm-hmm. A noastră! A, așa. Tu ce te-ai mergat așa, mă? Te duci la basket? Sau ce? Michael Jordan? Tu vorbești, mă, Adibas. A, da? Bă! Bă, auzi? Da. Ia vine un pic. Da. Da. Păi ce de cunoști asta? Fac un fans. Lucy? Da. Auzi? Uite cum mergi, băi! Scr! Ofă? Scr! Ofă, ofă? Alo? Oficial. Alo? Da, baby. Acasă nu știi să mai vii sau ce faci? Tu umbli pe stres? Gata, vine acasă imediat. Mai că m-a sunat, o să-ți povestesc când ajung acasă. Am niște povestiri legate de iubita lui Petre.
despre mai multe, îți povestesc. Îți povestesc, îți povestesc când ajung. Ești cu Miruna, nu? Da, stai. Da, abia aștept să-i zic. Nu, stai. Gen, să te uiți pe telefon. Și-a luat ăsta mașină. Ți-am trebuit un mesaj, da, gen... mai stai cât vrei, gen, dar doar te-am sunat să faci ceva. Și-a luat ăsta mașină, uite. Ok, bine. Iubesc. Și eu. Uite, da, mă. Da. Nu mă iubești? Am zis și eu, dar am închis mai înainte. Și eu te iubesc. Hai, pa. Ai, mulțumesc. Băi! Băi! Bol, să mor dacă am vrut. Să mor dacă am vrut. Să mor tu! Mă jur. A, mă, frate! E nouă! Băi, mă jur că n-am vrut. Eu înțeleg că e albastră, dar... Trebuie să scoți mașina de aici, din piscina mea, că... Da, băieți, a avut și Marius el mașină. Nu mă interesează mașina lui. Mare mașină. Să-i cumpăr 5 de astea, dar... Băi! Banii pe BMW-ul acum. N-am vrut, bă. N-am nimic. Se-a la poliș. Păi, ce până aici, tardat. Vere! Am un băte super, băte, te super, bă, te super după mine. Domnișoara Lucy. Da. Aveți cum să ne dați nouă pasatul să putem pleca de aici? Du-te, bă, de aici! Desigur. Nu te sper. Da. Ia te dăm. Nu vrei să te bagi pe o combinație cu Lucy? Bă, el are copil. Are soție aproape. Cum adică nu? Adică aproape. Stai un pic. Adică aproape. Păi de ce ești căsătorită cu Zumi? Da. Dar de când ești prietenă cu Lucy? Sunt căsătorit cu Zumi. Când a... Când asta? Cred că logodii băboule. Logodii bă, căsătorit. Logodii băboule. Prăjitule. Căsătorit. Ești prea prost. Căsătorit. De când m-am întâlnit cu ea, m-am căsătorit. E pe planeta Bezea, da, el. Lasă-l așa, bă, mea lui. Mira, dar tu de când ești prietenă cu Lucy, a? Măi, Bezea, dar până la urma urmei știu... Bă, mașina mea! Bă, Mira, m-auzi? Ce fac, mă, cu mașina asta? Ce fac cu mașina asta? Bă, la... Bă, dar de ce ai băgat-o mâna unde? N-am vrut, mă jur că mi-a alunecat. Am scos o mașină. Fere, nu mai scot în viața mea de aici! Dar tu de când te știi cu... 3 zile. De vreo 3 zile. A, și... A lucrat și ea cu tine? Nu. Nu. Dar tu ce ai lucrat? Eu? Dar tu ești handicapat. Foarte cinstit. M-am uitat la memoria proastă, si. Mă scuzi, nu repet pentru babesule. Și noi putem să mergem cu mașina aia? Exact. Pe și mașina mea? Are 4. Dar tu de ce te împărți așa? Bezea, dacă mașina mea nu iese, dacă mașina mea nu iese din piscina asta, să știi că ai de plătit plus daune morale, plus mă mă. Bă, dar tu de ce te-ai îmbăcat așa? Du-te morți, bă! Ce a fost asta? Zic eu? E de la oraș. Ce a fost asta? Nu, e pe oraș, gen, pe tot orașul. Ce? Ce faci? Da. De ce ești îmbrăcat așa, femeie? Că mi-e cald, oare? Cum adică, de ce ești îmbrăcat așa? N-ai voie. Bă, tu de ce ești îmbrăcat așa, Mira? Te schimbi. Soro. Mira! Ce, mă? De ce ești îmbrăcat așa? Dar e ceva nu mai gen. Ce-i rău, las pe tine. Se numește latex. Mai mergeai în curul gol. Știu că se numește latex, mai... Bă, într-adevăr. Te schimbi, ai auzit? Bă. Ai auzit? Da, trebuie să te schimbi de pantaloni. Ai auzit? Haide! Bine. Ai auzit? Te schimbi. Da. Mamă, dar ce pantaloni să mă... Bă, tu ai grijă unde te uiți. Eu? Am înțeles. Opa, are 7 eleron. Păi, le mai vedem atunci. Bă, că te descurci că ai bani. Mi-o iei și pe Mira urât. Eu nu ți-o iau. Bă, tu stai aici, băi. Stați-mi pe Mira. Băi, tu ce cauți, mă? Că... Tu nu fii cu noi. Adică gata, mă lași așa repede, mă lași aici să. Ți-ai lăsat pe aici tu? Bă, tu nu. De ce ridici? Bă, ce faci, mă, o zgonești? Bă, băga mea aici. Bă, via vine cu noi, da? Da. Vine cu noi. Ok, ok. Adică ce aveți? Zi, mă? Gata, boss, gata. Gata, o nemucat. Scăr. Lucy, scăr. Să faci-o cumva, să-i mașina de acolo. Aia. Da. E casa ei.
Mamă, n-am dat mama și n-ai deja e în piscină. Bă, numai eu am norocul ăsta, mă. Mai știi când s-a întâmplat atunci cu... Am câștigat un iPhone. Ce? Și tu ai câștigat iPhone? Ia-l 6-lea pe ziua de azi. Mamă, ce bine merge R7-ul ăsta. Cred că fac switch la Audi. Opa. Bă. Oh. Ce faceți? Hadi. Bine, tu? Vă întrebați cum am ajuns. Am alergat. Da? Ai făcut jogging? Pe jos, o? Jogging, da. Jogging? Bă, acum merge la măta, bă, Mariusel? Da. Bă, dar eu nu mai pot să spun Marius, eu spun Marius. Pă bune, nu-mi place Mariusel, e nume de copil. Și tu nu ești copil. Și nu mai ești copil. Da. Dar așa mă scrie în buletinul meu. Cum te cheamă, Mariusel și mai cum? Marius. Nu mă cheamă Mariusel în buletin. Marian. Marius Scott. Da, Mariusel Scott. Bă! Chiar apesul. L-ai nimerit din plin vere. Chiar ap, Marius. Magazin de haine. Acum zic Freddy. Ah, da, stai că trebuie să te schimbi. Freddy! Nu, dacă îmi zici Freddy, te bag cu capul în barbizul ăsta. Bine, Freddy. Ce-are Marius? Ia, uite-i pe ăștia cum condă. Băi, Mira! Mira? Auzi? Ne simți? Mi-l lămoi? Ce-ai zis, mă? Aaa, s-a dus din oraș. Ce faci, mă, ce... Doi fete, mergi pe față. Lasă, lasă, că du-i pe dreapta aici. Da, da, de față. Ce, mă, nu mai știți unde e casa? Mă, nu se schimbă asta. Pere, nu mai știți unde e casa. Ce faceți, mă? O să reintre în oraș. Mira! Nu mai e în oraș! Bine, pa. Dreapta. Mă, nu mai știți unde e casa? Oh! Wow, ușor! Stai că s-o pachez. Ne auzi că s-au mutat aici. Wow. Vai. Băi! Gata, lasă-i, lasă-i, lasă-i! Doamne, iartă-mă și ferește-mă, Veri. Bă, unde-i vățea, mă, să conduci? Veri, nu te mai lasă în viața mea. Da, că-i ziamurile astea fumării și... Na, că ești retardat la creier, ești nebun, nu-ți mai focalizează ochii. Te-a făcut retardat, bă. Vezi că să-și permite. Bă, mămică, pare rău de ăștia, dar e handicapă. Uite, eu vorbesc. Miruna, ce faci? Ce faci, Miruna? Ce ați făcut? Mi-ați distrus gardul, mă. Mai. Mămică, vă că te mai văd. Ce bine te îmbraci, tataie. Ca tine, Adril. Stă bine rău de tot. Mă, păi mi-era călduț și am zis să-mi o vest asta să-mi țină la spate. Mamă, vei jucați tenis? Da. Forță. Bă, îmi pare rău, dar e foarte retardat, Frederico. Dar de ce trebuie să țip? Dar nu țip. E foarte retardat, Frederico, uitați-vă și voi. Bună, bună. 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 Aaa, Mariusel, știi ce am să zic? Da, da, eu trebuie să zic, am să zice ceva. Aici? Ia zi ceva, nevastii tale. Copilul tău, copilul tău, de fapt... Hello. Ce? Copilul tău e cam altă culoare. Știi că copilul tău... Și te-ai uitat ce culoare e bezea? Păi și da, ce? Păi da, și vrei păi să... Da. Nu-ți dai seama? Ce e așa greu? Băi! Voi vrei să... Ce... De ce v-am venit? Deci, vă știi ceva ce eu nu știu? Păi... Eram deci, prin spate... Ce vrei să-mi spuneți, că nu-i copilul meu? Nu, no, ce? Tanti Miruna, tanti Miruna. Cred că n-a folosit protecție, fai. Da, da, n-a fai. Folosit protecție, bezea, ce? Ce? Cu nevasta ta, gen. Da. Cu ne... Aoleu, să moară ce-am făcut. Unde-i Bibi? Bă, până la magazin să-și apă. Până la magazin să-și apă. Până la magazin să-și iau apă. Până la magazin să-și apă. Da, era foarte sete, cred că era în căldură după bezea. După tine. După tine, după tine. Bă, băiatul nebun, ce mă apucă, mă, băi! Îmi vine să iau la bătaie acum. Mama, doar urechile la fântip, să mă arăceam pe house. Bă, e ceva din ce zic ăștia adevărat? Da. Ce? Nu. Minciuni. Bă, ce mă întrebi, ne întreabă pe nevastă ta. Bă, bagă. Aha. A, tu n-ai treabă. Neva... N-am treabă. Genial, dacă o face, nu e treaba lui, el o face că vrea ea. Da, deci practic e... Deci... Ați făcut-o voi doi, tu cu nevastă ta, dar după aia a făcut-o bezea cu ea și de fapt nu l-a, n-ai lăsat-o tu. Și n-a. Nu ai lăsat-o tu cu gravid, a lăsat-o el. Ai înțeles? Tata e bătrân.
Ți-ai explicat, ai văzut ca la proști. Eu... Hai să-ți explic până semne? Zic că știu să fac cu semne. Eu nu vreau să cred asta și dacă mă face să cred asta, eu o să fie grav rău de tot pentru Bezia. Atunci nu mă crede. Mai meriță ăsta, sau ce că nu înțeleg. Atunci nu mă crede, atunci o să trăiești toată viața cu alt copil. Băi, eu știu că am făcut test, mă. N-ai făcut niciun test. Ba, am făcut! Adevărat! Ba, nu să faci test. Nu mai țipa. Am făcut test. N-am făcut test. Test gen, că ți-a ieșit negativ, n-ai COVID. Tatăl tău, tata el tău la fund una. Bă! Mamă, tanti mi-e mâna să vezi ce am făcut cu Marius. Am fost și... A, dar las că să-ți explice el ce se întâmplă cu Petre. Da, dar unde-ai schimbat? Unde e Petrișorul? Ma, mică, Petre să știe că umblă cu fetele. Hau, bau, hau, miau. Îți ia urma? Ia mașina și acum mă duc să mă schimb. Da, ia urma. Păi cum, la femei? Băi, eu v-am zis să terminați mă cu femeile, pa femeiștilor. What? Păi, dar ce vrei mă, să fii gay? Sau... Gay, să fii gay. Nu trebuie, nu că, eu mai aveam așa tangențe de astea, dar... aproape. Aaaa, du-te, te împușcă în cap, ce? Băi. Ce? Ce? Zi, nu eram noi... Ce, mă? Băi, terminați că vă omor pe amândoi, bă! Ce restam că nu știu ce a zis? Amândoi, voi, erați mai... Ha. Ce, mă, s-au aflat pendele în tine? Băi! Wow, ai comentat! Scândură de veceu, de nu-i. Mamă, nu vrea să fac o glumă, că dacă fac glume, cred că mă dau ăștia jos. Băi. Băi, Marius, gata. Te dau jos? Mă dau Marius. Ăștia jos, nu tu. Stați așa că n-am clarificat treaba cu Petre, nu? Da. Așa, vreau să știu ce se întâmplă. Marius, dacă cineva face așa, nu înseamnă că sau how? Bă, zi-mi cu copilul, să știi. A? Păi și... Da, ok. Păi și vei. Ce? Păi și ce? Eu cred... Păi și eu... Păi și dacă a făcut așa, înseamnă că sau how? Ei păi doi. Și... Ce, mă? Păi ce au făcut? Păi dacă el, a lui e copilul ăla, dar... Dar unde știi, mă, tu că e... Petre a vorbit cu mine, pentru că nu a vorbit așa. Fratele n-am lui Marius. N-am niciun mesaj de la Bibi. Doar și... Se știe cine știe cu femeile și a vorbit cu mine. Aha. Și... Ai auzit sora sa lui Bezea? Ha, mă, treci la subiect. Ce, mă, tataie? Treci la subiect, că... Așa, și ce mi-a zis direct. Că îi place de una, că îi place rău de tot, că așa. E... bună, rău de tot, că are așa. Forme, că nu cum așa îmi zicea. Da. Petrișor și... face așa? În seara asta, trebuia să aibă cu ea întâlnire la restaurant, dar ălora de la restaurant le-a căzut un stâlp și nu mai au curent. Și mi-a spus unde stă, mi-a zis că are bani ca lumea, nu știu ce, și mi-a zis că are un Porsche alb. Și am cine fost... mă? Cadică sa. Da, și tataie. Și măi, dar vreau și să am fost cred. Pe plajă unde stă ea la casă și am văzut-o când vorbea cu Petre la telefon pe balcon. Și au zis că se întâlnesc mâine. Păi și mâine nu e așa că n-aveți treabă și vă duceți după ei? Că mie că faceți... Mâine vrei să prostii. Ne băgăm pe ei să-i urmărim, a? Da. Păi logic că dacă face prostii, dacă asta se... Nu știu dacă ce face, dar e singurul lucru suspect, mi se pare sincer. Arată foarte bine, are bani. Ce vede la Petre, nu știu. Alo, Bulu. Ah! Ce timing ne-a potrivit? Păi am fost la magazin că mi-era sete și a zis Miruna că n-are apă în casă deloc. Da. Și ai venit și cu Bezea în același timp. Păi nu, că eu am dat colțul și Bezea era acolo. Nu știu, m-am întâlnit că el pe drum. Care că m-ai chemat? Știam că eu mă că am dat colțul și Irina deci și aici, cred că mă așteptai. Deci acum devine realitate. Ce realitate? Eu când am spus, Mariusel, dar tu nu m-ai crezut, eu că mănânc de ăla, știi tu. Că visez, că iau droguri, auzi că mă drogesc, că... Deci am dat colțul că am venit. Tata e la tot. Deci tot eu să devină. Vine să plec. O fie lui Dumnezeu, dar are dreptate. Nu mai, gata, nu mai vorbesc. Știam. Tot tu pleci, mă? Bă, tu n-auzi, treci încoace! A, dar stai să-i arăt pozele pe care ți le-am făcut cu Lucy, când vorbeai cu ea. A, adică gen, ce făceam? Nu mai am, deci vine să zic acum să bag și să scot. Da? Da. Ce-am făcut, mă? Ce-am făcut? Am vorbit. Ce vrea să zică Marius? Deci, hai să rezolvăm pe Petrișor, las-o pe nevastă acum. Vorbim mâine, mă duc mâine să-l ajut pe Petrișor să fie în regulă cu el. Eu am plecat de la nebun, că văd că nu se mai poate cu voi. Unde te duci, vei,
O iau pe jos în cazul ăsta. Că n-ai mașină. Bă, stai pe loc. Ce, mă? Ce facem cu Peter? Mâine vedem, îl spionăm mâine. Vedem care e treaba între el și tipa aia. Dacă e ceva, da, dacă hau miau, hau pau, hau cau. Ce crezi că se întâmplă? Eu cred că e ceva puter la mijloc cu tipa aia. Cred că se doghează. Ce? De unde așa cred. De unde până unde ai scris asta? Nu știu. Cred că tatăl tipei alea este un mare mafiot care se ocupă cu droguri și se doghează tot. Da, bro. E asta Pablo cred. Escobar. Ce pana mea, de unde ce părere ai? Părerea mea e că trebuie să vedem mâine ce se întâmplă, că de unde să știu ce se va întâmpla. Auzi, deja, păi, d-alea, hau, bau, droguri, bă, ești nebun? Uite că zici că e ceva putred. Păi, ți-am zis de ce. Dar poate nu e asta, nu știu, poate are plăcer să stea cu băieți de genul. Poate așa, astea... De ce n-ai, nu rămâi să vorbim? Ce că să mai vorbesc, mă, vere, că nu mai mă propun, doare capul, ești nebun? Vreau să le propun să mergem în casă, să stăm pe canapea și să vorbim frumos. Da. Ce zici? Da. Ce să mai vorbim, mă? Să vorbim despre toată situația asta cu Petre. Eu nu... Da, hai bine. Hai. În casă, toată lumea în casă. Toată lumea în casă. Și tu n-am plecat, bă, zice, n-am unde să plec, că n-am unde să fug, efectiv, că n-am mașină. Dacă aveam mașină, puteam să fug. Dar n-am. Vedeți că încerc să fug și nu am unde să fug, că vine ăsta după mine. Stai jos, copilaș. Haideți, copilaș, jos. Ups, mi-a scăpat. Bă, cetați? Terminați, că vă omor! Nu mai mă duc, pa. Nu, uite. Nu mai duc. Dacă reușești eu să scap, poate nu mă mai vede. Oh, uite-te și tu, ce? Marcel! Marcel! Ah, cum a venit tu, e bine. De ce pleci? De ce plec? Fere, ați... Ce-au zis-o ea? Că nu mi-ai zile nimica. Ce n-au zis? Vezi că scade breteaua. Ce-mi cade? Îmi scade breteaua. Nu, așa se poartă ea, gen. Ah. Da. Ok, serios? Bine. Da, nu ți-l zic, da, bine. Apoi să pune că să trece peste. Aaaa, tu ce faci, mă, cu la mână? Vă împușc, dacă nu veniți în casă să vorbim. Păi dacă asta pleacă? Bă, mă, uite, te împușc în cap. Nu am, nu mai vreau. Te împușc în cap. Vreau să plec, vreau să mă liniștesc un pic. Băi! Vreau să plec un pic să mă liniștesc. Nu, că tu vrei să te duci la aia. Ce, mă? Haideți să vorbim, să clarificăm. Adevărat. Bă, tu m-am menit cu pistolul. Da. Nu e ok ceea ce faci, să știi. Adică ce, acum tu m-am menit înapoi? Nu, dar nu e ok ceea ce faci. M-am menit cu pistolul. Păi dacă nu vrei să mergi. Că de aici poți să mergi singur. Hai, Marcel. Puneți pistolul tu la cap? Nu am pistol, aia e problema. Dați-vă, n-am nici pistol. Dar ce-i Dumitru și-a cărcănat? Ce? V-aș ruga să... Și-a gata. Bun. M-auziți? Da. Despre ce? Discutăm. Dă-te. Ce zici? Dă-te. Bine, gata, șerif. Spuneți și mie ce mi-a spus, ia mai zi odată. Ca să înțeleg și eu. Mai zi odată. Tu, tata, ce ai zis de prima dată așa că te-ai trezit ție sub? Ia zi, ce ai zis? Că, de fapt și de drept, copilul ăla pe care l-ai făcut cu nevasta ta nu este copilul tău. Cum adică? Așa. Ai înțeles? Auzi. Cum adică? Uite cum ai auzit. Și de unde ai știut tu asta? Păi... Adevărat. Deci a devenit realitate când a venit aici aproape de la ușă. Că a zis cine? Că a fost după aia bezea, că nu știu ce. Unde? Conferință de asta de-a lor.
Hai nu că adevărat. Vă faceți acolo că nu mai știți. Nu e adevărat, că n-am zis că a venit pe zi după mine. Da, 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 vezi că râzi, vezi că râzi, nu prea... N-am râs, nu prea dacă se pare că râzi. Asta. Când am zis eu că a venit pe zi după mine. Ai, acum când ai venit de la magazin. Păi dacă bezea era după colț și am dat colțul și ne-am întâlnit? N-aș fă dacă ai dat colțul. Să stau după colț? Bezea, ce s-a întâmplat de fapt? Interes. Nimic. Nimic? Am de... venit după colț, da. Și de ce faci așa ca pe nebun? Și eu am dat colț. Păi ce vrei mă băi, ești plângăcios rău. Dramatizez ca un copil. Mă. Deci vezi, chiar vrei să ajungi să... Oferiți-mă! Mă nervează mă, și care 12 ani și cum traumatizează, fuge de acasă și care e un copil de ăla. Așa, deci? Bine să-i dau un glunț în cap. Fără deci. Deci, eu cred că trebuie să mai faci un test de la de sarcină, de nu știu. Da, gata. De ADN. Ăla, ăla. Da, nu înțeleg tata, e tu ai fost de față cu noi când a, cine a făcut eu copilul sau ce, că nu înțeleg. Te-ai uitat? Bă, haideți să terminăm cu subiectul acesta cu copilul. Păi, pe bune acum. Că o să fac un test de paternitate și păi. Da, o facem din nou, că nu se întâmplă nimic, mai facem din nou ca să fie rămuriș tata e. Tati Miruna, tu ce părere ai? Păi, nu știu, ce vină am eu că copilul e negru? Păi, de ce vină am eu că copilul e negru? Gata mă, e negru că s-a dat la solar. Păi bravo lui, suca la solar. Nu te mai supăra cu Mariusel, nu vă mai supărați, mâncați ceva și gata, vă revenit. Gata, Mariusel, acum până la urmă ai venit aici să discutăm despre Petre. Da, vezi să nu pleci de acasă. Cum am nu mai nevoie că pleci tu de acasă. Plec. Dar n-am cum să fac, nu mă dor roleplay dintr-o dată răs de piston, nu mergem. Mă duc să mă odihnesc. Poți să dăm iară, pleacă, uite așa. Ce da, pana mea comentezi atâta, frate? Tu te culcă-te, du-te pe străzi! Gata, bezea, termină. Ce n-a făcut? Bără, tu chiar vrei să ajungi pe bune să nu mai înțelege niciun fel? Ce vrei, mă? Gata, mă! Fere, ai o problemă la creier? Tu ai plecat de trei ori de acasă, nu eu. Iisuse Hristoase, Maica Domnului. Tu l-ai la mine. Încă ta e, plin bors. Hai mânca, bă, îți dau una pe bune, termină. N-am făcut nimica. Gata, nu mai termină, păi taci din gură, închideți gura. Bine, gata, nu mă zic. Pune scoși pe gură. Poți să pleci. Unde să pleci? Mamă. Să pleci. Bine, mă, plec. Plecam eu singur, nu ți-mi mai dau afară. Hai. Scândură de veciu. Da, vorba ta, hai, du-te. Ce faci, mă? Nimic, mă jucam cu tine. Hai, du-te în cameruța ta acolo. Baricadează-te acolo. Bă, stă nebun la cap? Este o atmosferă prea tensionată pentru azi astăzi. Nu mai vireți. Minunat! Hai că plec, hai, bă, vă pup, seara faină, Maristel mai plânge, salut! Asta chiar vrea să... Am înțeles tot și se okay. Întâmplă și gata. Haideți să încheiem această seară. Hai să ne calmăm. Nu știu ce se va întâmpla data viitoare. Dar casa asta mai stă în picioare? Da, da. Okay. Poți să dormi și la voi aici? Da, poți. Ok. Da. Cum să nu? Nicio problemă. M-am măcceat mâine, cred că vai de capul meu și se întâmplă următorul episod. Vai de capul meu și se întâmplă următorul episod. Vai de capul meu, cât m-a putut enerva bezea astăzi. Da. Nu cred că doar pe mine, cred că și pe voi v-a enervat. O să fie mare nebunie următorul episod. Dacă vreți să vedeți următorul episod, v-am spus, peste 2500 de like-uri vreau la episodul ăsta neapărat. Peste 2500 de like-uri și apare episod nou joi. Ok? Joi episod nou, Petrovo apare vineri. Neapărat vă aștept Petrovo pentru că vreți să vedeți în avans. Vă aștept Petrovo în urmă cât mai mare. A fost un episod derby rău de tot. Nu știu ce se întâmplă în următorul episod. Vă pup, guys.